Avem puzul de la cartierul de tineri care sper cât mai curând, în 2-3 luni de zile, să fie, după ce voi impulsiona activitatea să fie finalizat, astfel încât să începem să dăm loturile în concesiune, fără nicio problemă. Canalizarea din localitate, care din păcate a stagnat, este o prioritate și trebuie urgentată. Sper ca cei de la minister să miște lucrurile și cât mai curând să semnăm contractul de finanțare, pentru că hotărârea de guvern este dată, finanțarea este obținută. Am o grădiniță nouă cu program prelungit care și are finanțare și trenează la minister, pentru că este o grădiniță mai mare cu 6 grupe și au fost începute licitațiile de la cele cu 2 grupe, cu 3 grupe, cu 4 grupe, cu 5 și cele cu 6 sunt lăsate la urmă, sunt luate în ordine ierarhică, în funcție de valoare, întâi cele cu valori mai mici. Și sper să reușesc să urgentez și demararea licitației pentru grădinița cu orar prelungit și am în program și pentru viitor asfaltarea și aștept normele pentru în ceea ce privește legea gazelor, deoarece am nevoie și de această utilitate să introducem gazele.